Crăciunului este unul din posturile mari ale bisericii, rânduit ca o pregătire duhovnicească în vederea praznicului nașterii Domnului. E un răstimp când facem o jertfă pentru suflet, arătând astfel că suntem fideli bisericii și iubitori de Dumnezeu. El ne oferă ocazia unui examen de conștiință și a unei lupte cu sinele. Această perioadă are firește o frumusețe aparte, dată de manifestările sărbătorilor de iarnă. Acesta nu trebuie însă să treacă în plan secund unicul necesar, anume ancorarea noastră în Dumnezeu. Postul nașterii Domnului, cum spuneam, a fost rânduit de biserică pentru a pregăti pe credincioși spre cuvincioasa întâmpinare și serbare a marelui praznic al nașterii cu trup a Mântuitorului Iisus Hristos. El aduce aminte creștinilor de patriarhii și drepții din Vechiul Testament care au petrecut timp îndelungat în post și rugăciune, în așteptarea și cu nădejdea venirii lui Mesia, Izbăvitorul. Acest post începe în 15 noiembrie și se încheie în ajunul praznicului pe 24 decembrie. Ca vechime, cele dintâi mențiuni despre practicarea acestui post provin din secolele 4-5 de la fericitul Augustin și episcopul Leon cel Mare al Romei, care a rostit 9 cuvântări despre acest post, numit postul din luna a 10-a. De la început, creștinii nu posteau toți în același fel și același număr de zile. Așa, de exemplu, unii posteau numai 7 zile, alții 6 săptămâni, unii țineau un post mai aspru, alții unul mai ușor. Sinodul local din Constantinopol, ținut în anul 1166 sub patriarhul Luca Hrisovergi, a uniformizat durata postului nașterii Domnului în bisericile ortodoxe, hotărând ca toți credincioșii să postească timp de 40 de zile, începând de la 15 noiembrie. Se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, când facem pomenirea Sfântului Apostol Filip, iar dacă această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. Postul durează până în seara zilei de 24 decembrie inclusiv. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, prin lungimea sau durata lui de 40 de zile, acest post ne aduce aminte de postul lui Moise de pe muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale tablelor legii. Tot așa și creștinii, postind 40 de zile, își curățesc sufletele și trupurile și se învrednicesc să primească pe cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul cel viu, nu scris cu litere, ci întrupat și născut din Sfânta Fecioară. După alți tâlcuitori ai cultului, postul nașterii mai simbolizează și noaptea întunecoasă a Vechiului Testament. Ca fel de postire de bucate, postul nașterii Domnului este de asprime mijlocie, ca și al postului Sfinților Apostoli, mai puțin riguros decât postul mare, având multe dezlegări la pește, ulei și vin. După rânduiala din pravile, în timpul acestui post, în mănăstiri se ajunează lunea, miercurea și vinerea, până la ceasul al 9-lea, circa 3-4 după amiaza, când se mănâncă hrană uscată sau legume fierte fără un de lemn. Marțea și joia se mănâncă plante fierte drese cu un de lemn și se bea vin, iar sâmbăta și duminica se îngăduie și pește, afară de răstimpul dintre 20-25 decembrie, când postul devine mai aspru. Dacă lunea, marțea sau joia cade sărbarea vreunui sfânt cu doxologie mare, se dezleagă la pește, iar miercurea și vinerea, în acest caz, se dezleagă la un de lemn și vin, dar se mănâncă numai o dată pe zi. Dacă se întâmplă miercuri și vineri un sfânt cu priveghere, ori hramul bisericii, atunci se dezleagă la un de lemn, pește și vin.
Deslegarea la pește se dă de asemenea la praznicul intrării în Biserica Maicii Domnului la 21 noiembrie, în orice zi ar cădea. Zilele de prăznuire a unor sfinți cu cinstire mai largă în toată lumea ortodoxă, în care este dezlegarea la pește, sunt 21 noiembrie, intrarea în Biserica Maicii Domnului, 30 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, 4 decembrie, Sfânta Muceniță Varvara, 5 decembrie, Sfântul Sava cel Sfințit, 6 decembrie, Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Miller Lichei, Marele Făcător de Minuni, 9 decembrie, praznicul zămislirii Maicii Domnului, 18 decembrie, Sfântul Cuvios Daniel Sihastru și 20 decembrie, Sfântul Ignatie Teoforul. Ultima zi a postului nașterii Domnului, 24 decembrie, numită Ajunul Crăciunului, este zi de post mai aspru decât celelalte zile. Se ajunează până la ceasul al 9-lea, când se obișnuiește să se mănânce în unele părți grâu fiert amestecat cu fructe și miere, în amintirea postului profetului Daniel și al celor trei tineri în Babilon. În unele părți se ajunează în această zi până la răsăritul luceafărului de seară, care ne aduce aminte de steaua care a vestit magilor nașterea Domnului. Această ajunare amintește totodată postul ținut odinioară de catehumeni care în seara acestei zile primeau botezul creștin și apoi prima împărtășire la liturghia săvârșită atunci în acest scop, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care azi se săvârșește dimineața. În timpul postului Crăciunului, începând cu data de 21 noiembrie, se introduc în cadrul slujbei utreniei catavasiile nașterii Domnului, care se cântă până în data de 30 decembrie inclusiv. În această perioadă a postului Crăciunului, la ceasuri și pavecerniță, nu cântăm stihirile și nici troparele, ci toate sunt rostite. Dacă ajunul Crăciunului cade sâmbăta sau duminica, slujba ceasurilor împărătești se mută în vinerea dinainte, această zi devenind aliturgică. De asemenea, dacă ajunul Crăciunului cade în zilele de luni până vineri, se va oficia în această zi liturghia Sfântului Vasile cel Mare, urmând ca în ziua praznicului să se săvârșească Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, pe când, dacă ajunul va fi sâmbăta sau duminica, în ziua de ajun se va oficia liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în ziua Crăciunului liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia.